În perioada de iarnă sau când timpurile sunt mai reci, când temperatura scade mai jos de zero, majoritatea automobililor care sunt pe diesel, pe motorină, se întâmplă așa o problemă că apare pe bordul computerului automobilului check. Iată indicatorul. Cauzele apariției acestui indicator sunt mai multe cauze. Una din cauzele sunt motorina de calitate proastă. Cred că cea mai principală cauză e asta. În general, pot fi careva probleme pe motor sau un senzor a aerului. De multe ori dispare această greșeală de pe bord atunci când dizunim clemele de la acumulator, lăsându-le 5 minute într-o parte, pe urmă le unim din nou și iarăși se restartează computatorul automobilului și greșeala dispare. Dar până la următoarea pornire a motorului, dacă timpul este rece afară, adică am în vedere temperatura să fie mai jos de 0 minus 2 grade. O altă modalitate de a elimina greșeala este cu ajutorul unui dispozitiv minuscul, dar care face minuni foarte bune. Adică, iată, este vorba de ELM327, iată așa, care se unește la computatorul automobilului între setări cu ajutorul unui program care îți vă demonstrez acum și anulăm greșeala. Adică restartăm din nou calculatorul automobilului, greșeala fiind eliminată. Acum luăm dispozitivul dat și îl introducem în calculatorul automobilului, care se găsește jos. Introducem. Introdus. Acum, la unele automobile este nevoie ca motorul să fie pronit, la altele este nevoie ca doar cheia să fie în poziția numărul 2. Cu ajutorul unui programe, care foarte ușor o descărcăm de pe Google Play, programa dat care mă folosesc eu este programa Torque, eu vă demonstrez. Iată programa Torque. Iată. O activez. Adică, iată, intru în programă. Accept. Caut greșelile. Și mi se arată ce greșeli are bordul automobilului sau ce greșeli. P12x72. Vreau să văd ce costă problema. Pur și simplu selecționez pe dânsa. Este accelerare, pedale, poziție. Sensorul 2. Și ține de accelerare, da? Închid. Deci, la moment este vorba despre automobil Toyota Corolla, care pentru a elimina greșeala este necesar ca să fie cheia introdusă și la poziția numărul 2. Acum facem așa.
Căutăm greșeala. Așa. Așa. Introducem. Căutăm greșeala. Așa. Acum calculatorul a căutat, da? Închidem. Deja știm ce greșeală. Și ștergem greșeala. Iată așa. Ne întreabă dacă suntem de acord ca să fie ștearsă greșeala. Ok. Am șters. S-a șters greșeala de la bordul calculatorului. Automobilului. Acum. Sting. Motorul. Și atenție la bord. Deja că greșeala a dispărut. Deci, cu ajutorul unui dispozitiv și a unei programe minuscule, greșeala dispare.